Salut, camarazi! Știți și voi că de-a lungul timpului în România au existat încă din perioada interbelică tot felul de interlopi, mafioși, bombardieri, bătăuși, smardoi sau cum vreți voi, până și celebrul Codin de la Brăila, eroului Panaiti Strati, a făcut parte din, așa zis, interlopi, criminali, nu știu ce, bătăuși. Astăzi o să vă vorbesc de unul dintre ei care era supranumit Lordul Lumii Interlope. O să vă vorbesc despre Coco Angel, legenda. Angel Ion, pe numele lui din buletin, pasionat de motoare, un munte de om înalt ca un haiduc, locuia pe deja celebra strada a pridvorului, unde toată ziua îl vedeai moșmondin la un for care de-abia ajungea până la brâu, înțelegeți? Era foarte înalt, foarte robust, era un fel de Gulliver între pitici, să zic așa. E celebra poveste. A avut un băiat ca și el, tot așa înalt, robust, solid, care era invidiat de toți puștii din cartier, pentru că era băiatul celebrului Coco Angel. Coco Angel a fost ca un Apollo, să zic așa, ca un zeu care domnea și era respectat de toată lumea, până și cei din familia Ceaușescu îl respectau. Era înalt, atletic, foarte masiv, cu chelie. Se spunea că bătuse secții întregi de poliție și grămezi de dușmani. Se zicea că se bătea cu câte 7-8 odată și tot ieșea învingător. A făcut lupte libere, a fost în lotul național și cu alt sportiv de performanță a pus bazele a ceea ce astăzi se numește clanul sportivilor. Deci, pe vremea comunismului, când barurile și restaurantele se închideau la 10, el venea pe ușa din dos cu lavete, cu bere, cum le făcea rost, numai el știe, oricum era omul care și dacă la 12 noapte îl trezeai din pat, îți făcea rost de indiferent ce aveai nevoie. Nu se certa cu vecinii, era neînvins, să zic așa, în lupte de stradă, era un specialist al luptelor de stradă. Tot centrul Bucureștiului era controlat de el și de oamenii lui, șuții de buzunare, șpringarii, adică spărgătorii de locuințe și alții cioflingari sau care ăștia mai mici șoricei care se ocupau cu șoricării, când erau prinși pe bulevard, erau bătuți mărți și trimiși la obor, că acolo era zona lor, acolo puteau să dea țepe la țăran, să le fure portofelul, dar nu pe bulevard. Bulevardul era exclusiv numai pentru Coco Angel și gașca lui. A murit la 60 de ani, îngropat cu multe onoruri, chiar și Roșca, și celebrul Roșca și celebrul Nica erau un fel de elevi ai lui, să zic așa. Roșca a lucrat la început pentru frații Cămătaru, iar Nica a lucrat pentru Nicu Gheară la începuturile lor în meserie, să zic așa. După aia amândoi s-au început ucenicia la Coco, stăpânind cartierul Berceni și punând bazele clanului sportivilor de astăzi. Paleta era ca de obicei, de la șantaj, la bătăi, la amenințări, taxe de protecție, fetițe și cam de la A la Z era paleta ceea ce făceau. Aveau legături, bineînțeles, ca toți interlopii români care se respectă, încă de pe vremea comunismului, aveau legături cu polițiștii de la secția 14, 15 și 16,
Au fost 25 de dosare terminate, toate cu NUP, neînceperea urmăririi penale. Un patron, ca să scape de șantaj și de bătăi, și-a vândut tot și a fugit din țară. E mormântat la cimitirul din comuna Berceni, condus la mormânt de 400 de admiratori, să zic așa, sau suporteri, sau cum vreți să le zici, care au strigat celebru strigă de bătaia al spartanilor. Au, au, au. Deci ăsta era un fel de salut sau strigă de bătaia al spartanilor. A fost răpus de boboală nemiloasă, a făcut parte din generația cu Gigi Boieru, Cezar Nichita, Topcanezul, Fanes Poitoru. Cu moartea lui s-a încheiat un ciclu și o generație și-au dus idolul la groapă, urmând ca o altă generație să le ia locul mereu în ca să zic așa, în vizorul timpului fără sfârșit, timpului nemilos, care, indiferent cine ești, te pune la punct, să zic așa. Ce să zic, eu nu judec, nu am eu, nici nu-mi permis să judec pe nimeni, și a fost o viață, cum a crezut el de cuvință, că a fost bună, că a fost rea, mă rog, el și-a trăit-o, că a făcut bine, că a făcut rău, cred că a făcut și bine și rău ca orice om, că toți facem și bine și rău, nu facem numai rău sau numai bine, cred că pe lumea asta nimica nu e alb și negru, cam în general totul este gri, sau majoritatea lucrurilor sunt gri. Deci, camarazi, v-am spus o poveste a celui care era supranumit Lordul Lumii Interlope Bucureștene, Coco Angel, sper că v-a plăcut, a rămas în amintirea celor care l-au cunoscut ca un munte de om care nu era frică de nimica, se bătea și cu 10 inși odată, deci n-avea nicio problemă. Omul era un fel de hairupis, să zic așa, se baza și pe el dacă a făcut lupte libere, deci ce să zic, asta e destinul omului, uneori apuși pe drumul bun, unul pentru cel rău, dar în general sportivii neștiind să facă decât sport sau bătăi sau lupte libere, fac ceea ce pot, așa. Deci sper că v-a plăcut, da share, da like și rămâne precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!